miros de asfalt proaspăt pentru locuitorii satului Gvardinița, comuna Bălăcița. De mai bine de 20 de ani, un drum ce traversează această localitate nu mai fusese asfaltat. Este vorba despre drumul județean 561A, întrucât în acest moment se toarnă deja primul strat de asfalt pe ambele sensuri, locuitorii satului nu mai sunt nevoiți să suporte praful și noroiul de odinioară. A început asfaltarea pe lotul 4 al proiectului care cuprinde modernizarea, reabilitarea a 112 km drumuri județene în Mehedinți. Este vorba despre DG561A, un tronson de drum în lungime de 32 de km, care traversează localitățile Gvardinița, Băcle și Vlădica, Tâmna. În Gvardinița, acest drum nu mai fusese asfaltat de mai bine de 20 de ani, având totuși o însemnătate în ceea ce privește siguranța traficului rutier, fiind drum județean. Așa cum ne-am obișnuit, prezent la fața locului pentru a verifica stadiul lucrărilor, a fost și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pentru care modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere de la nivelul județului s-a dovedit a fi una din prioritățile acestuia. În sfârșit a venit ziua în care constructorul a început să asfalteze pe drumul județean care traversează satul Gvardinița. Este o lucrare întârziată. Eu mi-am exprimat în mai multe rânduri nemulțumirea față de aceste întârzieri. Chiar am promis oamenilor din satul Gvardinița încă de anul trecut că vom avea asfalt. Asta este, totuși, e bine că se asfaltează și acum. Până la sfârșitul acestei săptămâni se va asfalta exact drumul care traversează tot satul Gvardinița, urmând apoi către Buclești să se asfalteze pe o lungime de aproximativ 12 km. Este un proiect pe care îl finanțăm din fonduri europene, face parte din lotul 4 al acelui drum județean, așa zis, strategic, în lungime totală de 112 km. Practic, suntem cam la începutul acestui tronson, de la intersecția cu DG606 și vom ajunge la intersecția cu drumul național 6, acolo la Tâmna. Este o lucrare destul de amplă. În acest sat, în satul Gvardinița, vom avea și de făcut și rigole și accese la proprietăți. Astfel încât eu zic că dacă se respectă termenele asumate acum, la sfârșitul anului sau în primăvara anului viitor, va fi gata. Pentru ca cetățenii să poată circula în condiții optime, modernizarea infrastructurii rutiere reprezintă un obiectiv și al administratorului public, Codruța Rogoveanu, care a fost de asemenea prezentă la Gvardinița pentru a urmări modul în care se desfășoară lucrările. Localnicii sunt încântați de această investiție realizată cu sprijinul Consiliului Județean Mehedinți. Aceștia nu vor beneficia doar de asfalt proaspăt. De-a lungul drumului se vor face și rigole betonate, iar scurgerea apelor nu va mai fi o problemă pentru gospodăriile localnicilor. Foarte bine și ne bucurăm. Era un praf înainte, nu putea să punem cămășile pe culme, că tot praful venea pe cămăși. Vă mulțumim frumos acum, da. Mulțumim. Sănătate și numai bine. Constantin Vlăduț, primarul comunei Bălăcița, a dovedit și în mandatul trecut că se poate face administrație în folosul cetățenilor. Infrastructura rutieră la nivelul comunei a cunoscut ample lucrări de reabilitare în ultimii ani, iar asfaltarea drumului județean 561A, ce traversează satul Gvardinița, era o veche dorință a edilului, ce a devenit o realitate. Ne aflăm într-adevăr pe drumul 561A, drum județean, care de peste 20 de ani nu mai avea niciun pic de asfalt pe el și e de o însemnătate deosebită pentru locuitorii comunei Bălăcița și în special pentru cei din localitatea Gvardinița, deoarece face legătura între comuna noastră și comuna Băcleș. E drumul pe care se poate ajunge la Tâmna, Strehaia, e un drum foarte important care nu mai era practicabil. Este cert faptul că județul Mehedinți continuă pe drumul cel bun. Lucrări ample se vor desfășura în continuare cu sprijinul președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, astfel încât mehedințenii să poată circula în cele mai bune condiții, iar praful și noroiul până la glezne să fie de domeniul trecutului.